330 de candidați din județul Suceava au susținut examenul de definitivat pentru profesori debutanți, iar 237 dintre aceștia, adică 71,8%, au obținut nota minimă necesară pentru a promova, adică peste 8 la proba scrisă. Cu toate acestea, procentul plasează județul sub media națională, întrucât rata de reușită la nivel național a fost de 76,9%. În mod remarcabil, 5 candidați au obținut media maximă, 10 la acest examen de definitivat. Aceștia sunt Nadia Alina Candrea, Florina Diana Hura, Iuliana Florina Masariu, Eufrozina Paraschiva Miron și Adriana Slușar. Încă 10 candidați au avut rezultate excepționale, situindu-se cu note între 9,5 și 9,99 la proba scrisă. Cu toate acestea, 93 de candidați din județ nu au reușit să promoveze examen, obținând note sub 8. Conform calendarului aprobat, candidații au posibilitatea să depună contestații în data de 25 iulie până la ora 20 și în data de 26 iulie până la ora 12. Rezultatele finale, corectate în urma soluționării contestațiilor, vor fi afișate în centrele de examen în data de 1 august. Promovarea acestui examen de definitivat conferă cadrelor didactice dreptul de a-și practica meseria în învățământul preuniversitar și reprezintă un obiectiv important al acestui examen național. Acesta este o procedură obligatorie pentru obținerea gradelor didactice și recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.